A fost o cursă pregătitoare, foarte, foarte grea. Foarte grea am câștigat, dar n-am câștigat, cum se spune, războiul. Am câștigat decât o luptă. Vom vedea, singurul adversar al meu este Nel Strong, dar sper să-l înving. Cum se comportă calul în condiții de căldură maximă? Transpirație după prima tură, când am ieșit pe pistă, fleașca s-a făcut. Foarte greu, foarte greu la temperaturile astea. Acum facem baie tot, da, intră în baie acum la graj, da, cal. Ai prins o sacoșă cu ketchup de toate, ce de, da, de, da. De care îi dai calul? Ketchup picant sau ketchup dulce? Nu, ketchup dulce mănânc eu. Și el îi dau sărat. Dă-i scris poruncă morții, să-mi ia calul, nu părinții. Doamne, dacă mi-ești prieten, n-asculta de toți urlii. Dă-i scris poruncă morții, să-mi ia calul, nu copilul. Vă mulțumesc! Este o poezie care reprezintă dragostea mea față de cai. Având în vedere că toată viața am trăit-o printre cai, fac parte din familia mea și sunt sufletul meu. A fost o poezie de la revedere, am înțeles că a scris un contract în Suedia să faceți parte dintr-o producție a unui film. Da, e vorba de un film american western care se produce în Suedia și am prins un contract pe un an de zile. Sper să găsesc ipodromul
Cel puțin cum l-a lăsat, dacă nu, mult mai bine. L-ați cunoscut actor celebri de-a lungul vremii? Da, am lucrat cu Kevin Costner, Richard Hauer, în producția Hank Pym and McCoy, un film american despre războiul de independență. Am lucrat cu Gheorghe Dinică până în ultima zi când a decedat, cu Ion Vesoiu. Driverii cai să primească bănuiuni, ce? Nu, dar toate au un început. Deci dacă vine, să fie primit.